te poți. Nu-ți e rușine, nesimțită, dracu. Ai camere acolo. Da, și dacă am camere, cu ce m-ai întrebat pe mine dacă vrei să mă filmezi? Sau vrei să te stau una în gură, nesimțită? Iată ce tremură. Ce că am filmat de două ore filmează aici? Cine e Dumnezeu să mă filmeze pe mine? Există discuții. Vreau să-i spuneți doamnei dacă avem voie să filmăm în această emisiune. Da, da, este publică și aveți posibilitatea. Avem da? Da, este publică și aveți posibilitatea. Avem da? Vă rog, puneți mâna. Friți, nu puneți mâna, doamne. Nu aveți voie. Nu, ultimați poliția. Ultimați poliția. Filmați. Vă protejați angajații? Vă nu aveți voie. Vă protejați angajații? Compania Națională Poșta Română S.A. este operatorul național din domeniul serviciilor poștale și se află în proprietatea statului român, având 93,52% din pachetul de acțiuni. Compania este condusă de directorul general Valentin Ștefan, fost membru PNL. Poșta Română are în prezent aproape 25.000 de angajați și o rețea de peste 5.500 de subunități poștale la nivel național. Pentru că ne aflam în Argeș, am fost nevoit să apelez la serviciile lor pentru a trimite un plic către judecătoria Constanța. Domnule Gozeli. Da, foarte, vă rog. N-a spus. Vă spun acum. Păi n-am pe spun, că trebuie să-ți mergi la început, că avem alt program. Mergi și scoateți. N-am de unde să scot. Știm? Nu am cum să scot, că mi s-o firmă română. Ce vă fac? Cine anulează? N-avem șefă, n-avem nimic. N-aveți 9 lei, 20? Nu. Trebuie să spunem de la început. Dar cine m-a întrebat? Nu o să trebuie să soluționez, că noi nu avem de unde să știm. Păi, nu m-ați întrebat, dacă m-a întrebat să vă spuneam. Păi, dar nu întrebăm noi clienții, clientul spune. Eu am văzut POS, eu am văzut POS-ul acolo și văzând POS-ul... Într-adevăr, da, trebuie să specificați, da. La început să selectăm noi. Am înțeles, da, dar nu a specificat. Eu n-am de unde să știu ca și client că trebuie să vă specific eu treaba asta. Dumneavoastră, conform legii, trebuie să le aveți pe ambele. E opțiunea mea, da. Da. Trebuie să ajutați la punct de curte, știm ce te electăm. Aha. Ești sau care? Am înțeles. Da, și eu v-am spus. Programul făcut nu e de la noi. Știu, dar nu era normal să mă întrebe? Să mă întrebe dumneavoastră? Da, bineînțeles. Da. Ce facem, doamnă, în cazul ăsta? Ce facem? Stăm să ne filmăm? A, nu, o să vezi pe domnul. Da, eu filmez tot. Să pe domnul, ca să nu... Cum? Mergeți și scoateți, atunci și vă dau... Păi, dar n-aveți posibilitatea, n-aveți cum să-mi blocați mie plecul acolo. Păi da, v-am cerut banii, dați-mi banii. Și eu v-am spus că vă fac plata cu cardul. Da, cu cardul. Am, dumneavoastră, nu aveți voie să-mi păstrați documentele mele. Acolo. Păi îmi dă înapoi, stați liniștit. Da. O anulează, nu te duce, doamna de urgintă. Eu sun la poliție. Ia, sunați la poliție. Da? Dar n-ați avea curaj să sunați. Da, sunați. Da, o tai și scoate pod. Și am zonul la poliție, ce nu înțeleg. Deci îmi pare rău că mai există 600 de oameni, chiar îmi pare rău. Cum, doamnă, ce astfel de oameni? Nu știu. Adică ce-ar fi trebuit să fac eu? Nu știu, ați venit să ne provocați sau că nu... Doamnă, eu am venit să vă dau un pic către judecătorie, către Constanța, da? Da, și eu v-am cerut un programare a clipului. Clipul este al meu. Vă referiți la greutate. Așa, și nu înțeleg, păsa dumneavoastră nu puteți... Hai, dați-te și lepte, vă spun. Da, doamna Luna. Deci... Da, ei au tirat paraf aici. O cameră aici. Da, este. Ăștia de la poștă zice că să le dau cash. Dar au card, dar eu le-am spus că n-am. Am zis că plătesc cu cardul la sfârșit și a zis că nu, trebuia să ne spuneți de la început, dar nu m-ați întrebat. Păi nu, că rămâne plicul aici și faceți vreo de bani. Păi nu să scot unul bani, că n-am vrut să scot bani, eu am decât card. Și când am luat și am zis să-mi dea plicul, că n-are voie să-mi lopească, mi l-a dat, m-a zis depinde de pe el ce a pus ea acolo. Că eu mă vreau să fac trimiterea eu. Cum se cheamă, de-alea QS-uri, dar nu vor să accepte, și mă duc vină peste ei, dar nu vor să accepte plata de la mine, cu cardul, că nu m-am înțeles, și azi că cheamă și poliția. Mă s-a uitat pe la rând.
Ai văzut POS-ul? Da, am văzut că au POS, dar trebuia să anunț înainte. Da, uite la acolo. Nu, dar mai au și aici. Și de ce n-ați anunțat? Păi, dar nu se întreabă când vrei să plătești cash sau card. Da, ia să-mi spui și eu, dar trebuia să mă crede, că îi spuneam. Și pe mine am spus, da. Și nu, dar mi-am spus nici mai pe chef. Nu știu ce să o fac. Păi nu, că nici șefa noastră s-a mâncat, să nu știu ce. Nu zic, dar cred că nu poate să rămână la dumneavoastră, că eu am nevoie de plic. Că se cadă 9,90 lei. Eu am nevoie de plic, bani, nu poate să rămână la dumneavoastră, că s-a să-l dau la judecătorie. Și mi-au dat plicul. Să trimiteți asta, doamnă dragă. Păi nu, dumneavoastră trebuie să întrebați. Nu, datoria dumneavoastră când faceți chitanța. Păi tocmai asta aștept să vă trimită, doamna. Serviți pe domnul, că nu vă așteptăm aici. Deci dacă mai vreau filmat, o să chem poliția. Dar vă rog frumos, eu vreau să-mi rezolvă problema. Da, da, da. Sunați la poliție. N-aveți credit ca să sunați. Acuzați. Ia. Trebuie să mă ia bani. Aici la grădiniță, unde sunt? Da, da, da. Deci a fost un turnul de bani, să vin. Să vin, da, da. Așa. Cine vin masca ție sau cine vin? Ița. Și la cum e masca ție ce? Mai aștept 10. Ați spus unde sunat, doamne? La poliție sau? Că, doamne, Fred, păi voi vedeți ce comportament aveți din banii noștri? Banii cetățenilor, doamne, să nu uitați. 20%? 20%? Vă rog, nu să-i nu mă încerc, să-ți fac de ce lucrezi. Fiți atentă că vă băgați în seama cum mai vorbesc. Aoleu, ești doamna de treaba ta acolo, că vorbesc cu ceva. Și dumneavoastră, de ce filmezi? Nu știu, dacă e vreo lege, să vină să mă sancționeze. Fă-ți, doamnă, treaba că băiatul ăsta stă aici de 20 de minute, stai și te bagi în seama cu mine. Să-mi vină la rază cu doamna aici. De ce te bagi în seama la rază cu ești meu? Doamne! Ce treabă ai dumneata? Doamne, fă-ți treaba acolo, că eu am treabă cu doamna, nu dumneata. Ce treabă ai cu doamna? Dar nu-i treaba dumitale, ce treabă ai cu doamna? Vezi, doamnă, de treaba ta acolo, la calculatorul ăla. Și nu mai ține oamenii aici. Sună, domnule, la poliție. Sună la poliție dacă crezi că facem un fapt de mână. Foarte, pe-am văzut că ți-a apăsat butonul de panică. Să-i bori poliția ori e tăi, 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 eu. Da, eu mă duc să-i aștept. Bună ziua. Pentru că vă depășiți atribuțiile. Doamnă, dacă e ceva interzis de lege, chemați poliția să-i sancționeze. Am chemat-o, vorbește colega. Foarte bine, ce e așa de greu? A apăsat un buton de păsit, deci ce plătesc ei acolo, că n-a fost... Nu le face nimic, nu le face nimic, că sunt cu... Mai vedem. Ia să vadă seama cum ești și doamna are o problemă gravă. Nici măcar n-are cu somn. Codul muncii nu-i pentru dânsa. Deci, sunteți filmați tot ce spuneți, să știu. Da, 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 eu filmez. Nu trebuie să aveți și dumneavoastră un ecuson, doamnă. Ce-i normal? Să-l vedeți? Nu, dar tot cetățenii care vă plătesc, doamnă, trebuie să-l vadă, nu eu. Că sunteți, lucrați cu publicul, nu lucrați cu privatul. A sunat la poliție? Vine poliția? Doamne, dacă nu vine cu bulanele să ne încingă, n-ați făcut nimic? Dumneavoastră, n-ar trebui să mai lucrați aici în poștă, vă spun sincer, cu așa atitudine o să vă vadă toți cetățenii din orașul ăsta. Casa nu este o... Adică, nu știu, așa nu mi se pare mie. Refuz să vorbești cu dumneavoastră. Refuzați, doamne, nu contează, dar trebuie să faceți treaba. Nu aveți cum să le spuneți oamenilor care vin la ghișeu, pe tine te iau, pe tine nu te iau. Adică care este motivul pentru care mie îmi interziceți să trimit un plic către judecătoria Constanța? Plicul, eu nu v-am refuzat, nu...
Dumneavoastră încercați să-l puneți... Îmi luați plicul? Îl am acolo. Mi-l luați, îl trimiteți către judecătoria Constanța? Dar nu ați solicitat plata cu cardul? Vă solicit acum, plata cu cardul. Programe, unul cu cash, unul cu cardul. V-ați spus că trebuia să mă anunțați că trebuie să plătiți. Da, asta o să spuneți la poliție acum când o să vină. Să le explicați celor de la poliție, să vedem care este temeiul legal pentru care i-a sunat. O să vedeți că vă dăm sancțiune. Exact cum a fost instruită și nu aveți ce să reproșați. Da, noi nu vă reproșăm nimic. O să vedeți că poliția o să vă sancționeze. Eu nu am nimic cu dumneavoastră, v-am luat plicul, numai că nu ați solicitat plată cu cardul. Dacă solicitați înainte plată cu cardul, datoria... Scrie undeva treaba asta? Da. Unde scrie scris? Regulile noastre interioare. Nu, regulile, dar dați-le să le vadă toți cetățenii care vin să plătească la dumneavoastră taxe, impozite, facturi de curent și ce mai plătesc ei pe aici. Doamne, la Poștă în Constanța nu există asemenea prostie. Dacă dumneavoastră aveți... Se lucrează aici la noi. Da. Nu v-ați spus cu rea intenție, eu n-am vrut să... Nu, v-ați spus cu rea intenție când ați apăsat butonul de panică și acum chemați poliția. Păi am O să vedem ce sunt justificați în fața polițiștilor. Am apăsat butonul de panică, de ce dumneavoastră m-ați hărțuit? Nu se face așa ceva. Nu este hărțuire, doamnă. Nu, este hărțuire. Am rugămintea să citiți codul penal ca să vedeți ce înseamnă hărțuire. Știți. Dumneavoastră ați citit codul penal ca să vedeți ce înseamnă hărțuire? Eu... Care, bun, atunci vă întreb, dacă vi s-a părut că v-am hărțuit, înseamnă că a existat o stare de temere, corect? Da, dumneavoastră știți că n-aveți voie să mă filmați, de ce mă filmați? A existat o stare de temere, corect? Nu aveți voie să mă filmați. Ați avut vreo stare de temere? Am înțeles, asta o le spuneți la polițiști, când o să vin acum. Eu nu pot să vă știu, dar asta o să le spuneți la polițiști, că vă filmez. Poliție, iar dumneavoastră nu aveți voie să filmați, mai ales să nu... Am înțeles, asta vreau să spună poliția, să mă sancționeze. Am și... Tu ce se vă, doamnă, liniștită? Trebuie că eu v-am cerut plata cu cardul. Doamne, nu. Bine, plata cu cardul. Mi-a cerut plata cu cardul după ce eu am scos chitanța. Dar nu este vina mea. Dar nu este vina mea. Pentru că trebuia să solicitați. Doamne, eu nu aveam să știu ce politic aveți aici. Eu și nu se putea anula? Se putea anula. Anulat-o. Doamna dirigintă, doamna noastră e... Nu e anulată. Nu e anulată. Bun. Pentru că nu are cine să o anuleze. Doamna dirigintă e plecată, vine la ora 7. Am înțeles. Să închid programul. Și dumneavoastră nu puteți să-mi dați pe același pic, pe același nume, să-mi dați plata cu cardul? Nu merge, trebuie anulată chitanța. Aia era toată chestia. Și numai doamna dirigintă de la Argeșan poate? Pe parolă de Arge... Da, pe parolă de oficial și nu se poate. Se pare o ciudățenie, păi, pentru că este, eu dacă nu, mie nu se pune... Și nu avem noi mie nu se pune ștapila la pic. Ca întotdeauna, după ce, că nu știți să vă faceți treaba, ca întotdeauna. Păi, dar nu vă mai mințiți. De ce mi? Păi, mințiți. Păi, n-ai filmat? Păi și filmez în continuare. Păi, de ce? Că sunteți incompetente. Doamna dragă. Vedeți că faceți? Poliția spune dacă am drept sau nu, nu dumneata. Ești o angajată. Nu poți să ies afară chestii instituție publică, dragă. Poliția, acum când va veni, o să solicit să vă legitimeze. Nu pentru să aflu eu numele dumneavoastră, să-l afle dumnealor. Și o să vedeți că o să mă constitui parte civilă în procesul care o să-l am și cu dumneavoastră. Pentru că am refuzat un act ca să ajungă la o judecătorie în Constanța. Eu nu v-am refuzat, nici nu înțelegeți că ați refuzat. Asta să spuneți în fața instanței. Nu să-mi plătesc cu un cash. Da, asta spuneți în fața instanței. După ce l-ați anulat, v-am spus, doamne, vă plătesc cu cardul. Nu bine voi să... Te rog frumos să-și acasă, mai mă primezi. Te rog frumos să-și... Ia încearcă să-ți faci telefon. Ia încearcă. Încearcă să mă atingi. Ia încearcă. Cu dreptul că sunt cetățean și stai acolo din banii mei. Dar bineînțeles că tu ești acolo și din banii mei. Nu există. Poliția mă dă afară dacă încalc ceva, nu tu. Cu coană. Vezi-ți de treaba ta acolo. Doamnă Cucoana! Eu am probleme cu domnul și nu mi-a înțeles. Eu trebuie să ajung la un medic acum, dacă n-ajung la ora 5. Vă spuneți, bine, vă dacă mă așteptați, eu am program cu fereastră. Vină înapoi la 6. Eu am de depus să trimit ceva la Constanța. E foarte important. Dacă acele acte nu se vor depune, o să mă constitui parte civilă în procesul penal cu daune morale. Adică, doamna de la Ghișeu, care nu vrea să mi-a primească plicul, o să chem în instanță. Fotografia la ce WhatsApp? Așa, simplu. Și de ce nu le puneți? Nu vrea să accepte plata cu card. Păi da, i-a specificat de la început că vreți cardul. Doamne, că vreți să specific. Așa e aplicația. Dacă ce nu... să fac acum? Deci trebuie să bifezi card sau numerat. Doamne, ce să fac eu acum? Spuneți nimic, eu nu e nici vina ei, că dacă dumneavoastră îi ziceați vina plata cu cardul, am înțeles. Ați văzut oriunde ne ducem și la alimentară și unde ne ducem, dar spune plata cu card. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat, de unde în toată România asta. Cred că nu vi s-a întâmplat, dar nici ea n-are vină.
Ați văzut, peste tot trebuie să specificăm. Dar acum cine e păgubitul? E dacă dosarul ăsta nu mi ajunge astăzi, cine e păgubitul? Păi da, astăzi nu are cum să ajungă. Nu, nu, doamnă, nu trebuie să-mi puneți apila cu data de astăzi. Da, da, la fete și vi-l pune, nu-i problemă. Vi-l pune. V-am spus, v-am pus apila și v-am spus să-mi dați 9 lei de ori. Dacă nu se merge să scoateți... Nu mă sun, v-am explicat. Vorba aia, vă dau plicul să plece, să plece și mi-am fițat dată 9 lei 20. A, se ia ceva. Păi, de ce nu ne-am? Păi, dumneavoastră ați sărit și m-ați anunțat. Dacă nu prioripoți cu cardul sau... Nu, dar nu e frumos ce faci. Eu vreau să-i plătesc, că nu sunt dator la nimeni și nu vreau să rămân dator la nimeni. Păi, plătesc cu cardul, da. Dar nu mă apresc să faceți treaba asta ca să nu... Păi, nu i-a specificat, da? Ești dator să se întâmplă treaba. Haideți, domnule, să facem treaba asta. Dacă dumneavoastră ați sărit la gât și m-ați luat și m-ați filmat și așa... Dar nu era o problemă să spune, doamne, nu am 9 lei 20, lăsați că... Nu am niciun lei 20. Hai să vedem ce zice. Doctor, hai că vedem ce spune poliția. Vedem ce spune poliția. Da, da, da. Da, da, da. Vedem ce spune poliția. Nu știu de ce vă mai agitați, că nu vă aștept. Păi de ce vă așteptați să vină poliția să vedeți dacă am drept sau nu? Lucrați cu publicul. O să te pun. Nu ți-e rușine, nesimțită, dracu? Ai camere acolo. Da, și dacă am camere, cu ce m-ai întrebat pe mine dacă vrei să mă filmezi? Sau vrei să te dau una în gură, nesimțită? Iată ce tremură. Păi tremuri, știi? A, că ce să spun? Nebuni. Sunt nebuni? Tu ești fără nebună. Tâmpuit-o. Mulțumesc mult! Domnul! La mine? Hai la solicitat! Da, da, da! I-am spus că nu se aplicează, că te duci solicit plata cu cardul. Mi-a luat card, mi-a luat plicul și mi-a aplicat.
După care a venit, ne-a filmat, acum ne filmează și acum, amenințări cu... Cine a sunat la un... Eu am sunat. Dumneavoastră, să ne dați un act de identitate și dumneavoastră să ne dați... Sigur că da, da. Copilatele care sunt necesare. Nu mai există discuție. Vreau să-i spuneți, doamnei, dacă avem voie să filmăm în această insidie. Dacă ascultați de puțin. Da, este publică și aveți posibilitatea. Avem, da? Deci nu există clasă 1, clasă 2, certificată 1, așa cum sunat dumneavoastră la secție, corect? Cu ce drept are voie să ne filmeze? Au dreptul să... Cu ce? Uitați că și-o nu-i păsumează. Ia uitați. De eu nu vreau să tot camul. Are trebuie să... De ce are trebuie? Aveți posibilitatea să mă îndreptați împotriva dânsului... Pe tribunal. De ce să stau să-mi plimb, pierd timpul în instanță că... Asta-i legea, doamnă. Asta-i legea, nu inventăm noi. De ce? N-ai dreptul, hai să vezi. Domnul, vă cunosc cu toate... Faci cerere, pe 544. Faci cerere prin 544. Spuneți-ne niște imagini pe Luana. Jignite, cuvinte și expresie jignitoare și... O să vedem. O să vedem. La dispoziție, noi am venit să declamăm acest plic. Doamna a spus, ne-a dat creanță și Mariana a spus să dorim să plătim cu cardul. Pentru că noi nu avem cash. Datoria doamnei era să ne spună de la început înainte să facă... Deci dânsa spune că e altfel aici, exact. Procedura. Noi suntem din Constanța, domnul, nu suntem de aici. Toate versiunile, sigur. Și încă o dată să le spuneți tuturor, avem voie să le filmăm. Și dacă o problemă, în tribunal. În felul următor, că știți și dumneavoastră că îți puteți în partea legii dacă veți fi acționat. Sigur că da, sunt de acord. Da. După cum ați văzut, bugetarea de la Poșta 6 din Pitești a început să impună reguli inventate, neîntărite de nicio lege. Mai mult decât atât, aceasta încearcă să se folosească de clienții din poștă pentru a întoarce împotriva noastră. Pe numele acesteia am depus o plângere penală conform articolului 296, purtare abuzivă. Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la o lună la 6 luni sau cu amendă. După oprirea filmării, poliția a fost la ghișeu pentru a cere informații despre doamna îmbrăcată în negru și aceasta a fost sancționată ulterior pentru cuvinte și expresii jignitoare conform legii 61. Mai mult decât atât, pe numele acesteia am depus o plângere penală pentru amenințare conform articolului 206 din Codul Penal și pentru lovirea sau alte violențe conform articolului 193 din Codul Penal. Acestei doamne de la ghișeu, de la care a început totul, nu i-am făcut absolut niciun fel de plângere penală, deoarece la câteva zile de la incident, a transmis un mesaj în care își cerea oarecum scuze. Bună seara, poate vă aduceți aminte de mine. Sunt funcționarea publică de la Poșta Română Pitești. Nu am știut cine sunteți, dar văzând mai multe clipuri, am realizat ce fel de oameni sunteți. Felicitări în tot ceea ce faceți și felicitări că veniți în ajutor oamenilor. În episodul următor veți vedea vizita noastră la oficiul poștal județean Argeș pentru a-i cere punctul de vedere doamnei director Steliana Alexandru referitor la situația creată în poștă și modul angajaților de a-și face singur dreptate, îndemnând clienții la acte de violență împotriva noastră. Menționez că această doamnă este membru PNL și este susținută în funcție de către directorul general al Poștei Române și acesta, bineînțeles, tot membru PNL.